Bună ziua și bine ați venit la Albina Online. Iată, suntem în data de 28 iunie și parcă ploile s-au mai domolit și să sperăm ca totul să decurgă cât mai bine. Pentru ziua de azi am niște lucrări consecutive, fiindcă data trecută am început. Deci în ultimul film am început întărirea nucleului, pregătirea întăririi nucleului. Iar astăzi voi face acest lucru cu adăugarea de rame, direct lângă regină, ca nucleul să devină roi. Bineînțeles, este o altă familie care n-a fost filmată. Și acum voi filma, este și ea destul de strânsă, deci familia au recurs la strângerea acestor familii din cauza frigului care s-a abătut în ultima lună asupra acestei zone. Albina este atât de înghesită încât stă și pe diafragmă, în mod normal. E posibil să fie și prea strânsă, nu cumva să intre chiar și în frigurile roitele. Deci ce am făcut aici? Am nucleu cu matcă împerecheată și mai nou cu ochiul de miros deschis. A stat două zile cu ochiul de miros. Adică ochiul de miros înseamnă acest ochi de miros cu ploasă, în care Albina își face schimbul de miros. Astfel pot adăuga liniștit rame pentru a întări acel nucleu. Operația în sine este foarte simplă. Adăugăm o ramă sau două cu Albina din familie lângă nucleu. Acest nucleu este unul mai puternic și aici o să vă arăt, calitatea măcii este foarte bună, adică a fost selecționată. Dintr-o regină care mi s-a părut mie că ouă foarte uniform, ouă destul de mult, n-a ținut cont de hrana care o are în cuib, deci căutăm și așa ceva. Iată, acest nucleu este foarte bine populat cu Albina. Puteam să-i mai adaug ramă. Iată aici cum stă Albina pe diafragma și construit. Mai rama cu matca unde își face treaba. Este foarte grea. Are puietul căpăcit, o să vă arăt imediat. O caut pe mătcuță să văd dacă este mătcuța în zonă. Bineînțeles, mă interesează ea, în primul rând. Încerc să o surprind. O să trecem și la marcarea măcii, pentru că o să le vedem mai repede aceste mătcuțe.
în ojere, poate să fie pe diafragmă. Sunt mulci pe diafragmă, pe ramă, nu o zăresc. E posibil să fi mutat pe diafragmă. Vedem îndată. Trebuie să fie mai rapid, nu o găsesc. Iată, am găsit-o pe mătcuță. Albina o curăță, este nemișcată și abia am zărit-o. Este frumos, odihnește. Câteva albinuțe o curăță. Deci, mai ca și marca această mătcuță. Acum am văzut că albina și-a făcut destul de bine schimbul de miros. Comunică prin grila, prin ochiurile care au fost lăsate deschise. Nu zic că n-am avut emoții, că reginile puteau să se bată prin acea grilă, cum este grila deschisă. Ambele. Acum să trecem la întărirea nucleului din familia de bază. Iată am ținut strâns cubul, iar acum caut o ramă sau două de albină care vor fi înlocuite cu foiță. Bineînțeles, hrănitorul a stat tot timpul, cum ploua, cum primea o hrană. Aici am una dintre mărcini valoroase. Thank you.
va fi nevoie să aduc rame la construit. Iată ramă plină cu puiet. Foarte mult puiet, la câtă mâncare au primit. Încă n-au reușit să-și adună mâncărică. Caut o ramă și cu spațiu de oar. Ca și pe mătcuță, ca nu cumva să o mut pe ea dincolo. Aici sunt larve. Este o ramă mai grea, cred că e plin cu puiet. Da, o băga mere în cornița, era și plin cu. Mai bade și ele ceva de mâncare. Rame pline cu puiet în eclozoară. Deci este a treia ramă cu puiet. Mă aștept ca toate să fie cu puiet în eclozoară. Sau măcar larve, dar caut una în care chiar acum a eclozat albina. Și s-o văd și pe mătcuță. Am găsit și pe mătcuță, este aici. Se ascunde, cred că a trecut dincolo. Nu-i place să fie zărită. Se deplasă foarte repede. Oricum, trebuie să fie pe această ramă. Gata, am văzut-o. Iată pe mijlocul ramei. Se plimbă foarte liniștită. Ea este o mătcă de valoare care au luat destul de bine, plecând de la două rame. Ea nu a mai... nu s-a dezvoltat foarte bine din cauza frigului. Bine, acum știu că această ramă este regina. Voi lua această ramă cu anterioare. Și o mutăm buzunare ajutor.
și iată așa am făcut un nucleu puternic. Și o să dau un fagure la construit. Albina nu reacționează niciun fel, sunt prietene. Mult mai departe, e mult puiet de ieșit, se va umple stupul după ceva și acest tot puiet. Bineînțeles, acest puiet are nevoie și de mâncare. Tot rame cu puiet. Deci nu e... Nu e nicio... problemă că nu avem puiet. Și toate ramele care le-am luat în mână fost cu puiet și voi decide dacă mai iau încă una să întăresc nucleul. Se va face un roi pe 5 rame. Iată o ramă în care n-a cauat. Și aceasta cu puie. Aici a fost o ramă pusă la construit. Au construit și ele cât au considerat că se poate construi. Bine, acum, după ce am mutat o ramă, o să mai mut una, o să fie două rame, trei, în fagură la construit. A trebuit să vin să marchez reginala. Rama să nu fie chiar foarte mult pui așa pe ea, că e nevoie și să fie încălzit acest pui. Am găsit rama. Deci așa se formează un roi, fără a risca foarte mult de la început, adică fără a risca foarte mult albine. Acum aici avem măcuța.
E împerecheat pe ouă. Închid puțin ochiul de miros. Las numai foarte puțin, pentru că nu, data asta nu o să mai am nevoie de deranj foarte mare de feromoni din partea ambelor mărci. Speram. Următoarea e vecina ei. Și opresc puțin ca să aduc două foi. Am adus foile. O foaie o va primi familia. După ce o va construi, va mai primi o altă foaie. Sunt atent la albina. Nu vreau să scrivez niciuna. Aici vom introduce o foaie. O foaie simplă. Bineînțeles, va fi stimulată ca să construiască această foaie, că altfel nu o să o construiască, fiindcă nu prea e mâncarea. Deci am scos două rame și am adăugat una. Când va fi gata construită, peste două zile, se sper peste două zile, atunci va mai primi una, mai ales că e puiet în eclozare. În continuare merg cu albina strânsă, noaptea e destul de rece. Anul acesta menținem cât putem albinele pe plutire. Apă cu folia. Aici lăsăm un pic de aerisire. Aici este aerisirea. Mai ales tu. Încă mă duc și peria. O le înlătura. Așa, și acum am mutat cele două rame din familie în buzunărea ca întărire pentru mătcuță. Am să vă arăt prietenia dintre cele două albine. Iată lanțurile formate între ele. Deci, lanțul s-a format între albina care... Nu știu dacă se vede, dacă e suficientă lumină. Deci albina a format lanț. Uitați,
Mă lanț între ele, sunt prietene până la urmă. Dar ca să nu fie nicio problemă, vreun risc anume sau știu eu ce se mai poate întâmpla, Albina încă omul nu știe, comportamentul Albine nu o cunoaște în total. Între Albina aceea și rama care era înainte, voi pune o foaie. Fiindcă, cum ați văzut pe diafragm, au chef de construire. Ia de urga. O foaie. Aducem și rama cu matca mai aproape. Acum să vedem cât încape și hrănitorul pe lângă diafragmă. Deci iată cum un nucleu a devenit un roi. Când voi mai adăuga o ramă, va dispărea diafragma de polistir. Iar hrănitorul va rămâne și va fi un roi pe 5 rame. După ce se va dezvolta și aceste rame va fi construită și ouată, iar ciclul se începe și funcționează, adică matca începe și ouă pe toate ramele și se dezvoltă frumos roi. În acel moment vom putea lua ramă cu puiet de a întări alte nuclee care vor fi formate în curând. Punem și bețele pentru tranzitarea albinei la hrană. Acest roi, bineînțeles, va primi hrană fiecare de a doua seară. Nu uita să pun bețele la familie, dar se va descurc. Zbabie acolo. Cam așa arată această lucrare pe care voi vizita peste 4 zile, nu peste 2, iar dacă nu va fi construită rama și o oată va mai primi și familia și roi vor mai primi câte o ramă și vor fi ținute strâns până când vor începe să mai doneze rame în vederea întăririi nucleului. Altor nuclei. Cu asta vă las și să vedem dacă mai filmăm ceva azi. Probabil o să vă arăt rama cu boci, să vedem în ce situație este. V-am lăsat. O zi bună. La revedere.